În anii 80, Florentin Marinescu a lucrat cu generația de aur a stelei, care a câștigat Cupa Campionilor Europeni după finala memorabilă cu Barcelona, la Sevilla. E și azi apropiat de mulți dintre componenții echipei de atunci, dar și de Valentin Ceaușescu, protectorul de umbră al grupului care a realizat cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc. Acum, s-a implicat activ în campania de promovare a lui Călin Georgescu pentru fotoliul prezidențial al României, fiind una dintre vocile care salută victoria candidatului apărut de niciun despre a produce o surpriză electorală istorică, n-a ieșit de nicăieri. Mentalul public s-a obișnuit că nu contează nimeni altcineva în afară de cei din partide. N-au fost oamenii atenți, pentru că nu e un tip care să înjure, să facă urât sau să frapeze cu atitudini de derapaj. Merge pe stradă ca orice cetățean simplu, aproape că nu-l remarci. Se că civilizat, își mai dă și cu parfum, nu o să-l vedeți niciodată într-o altă postură. E în banca lui, a activat în grupul de la Roma, a lucrat la uneu. N-a făcut parte dintre politicienii cu care ne-am obișnuit să-și schimbe nevestele între ei, să-și aranjeze chestii în interes personal și să-și acopere dosarele. Adică să-i doară în fund de România. De ce ați simțit nevoia să-l susțineți în această campanie cu un finalul lui Tor, printre altele? M-au atras două detalii din cartea lui de vizită. 1. A făcut judo de performanță și a fost elevul unuia dintre foștii mei colegi. Și 2. E unul dintre discipolii lui Mircea Malița, o mare personalitate a României. Că noi ne batem joc și ni se pare că tot ce a existat înainte de 90 în România n-are valoare, e treaba fiecăruia. Dar, pentru mine, e suficient să știu că a lucrat cu malița ca să fiu atent la ce spune. Înseamnă că are grijă să arate lucruri deștepte. PSD și PNL au produs în mod ciclic doar teme substanțiale despre femei, Amante și afaceri urât mirositoare. Iar când apare cineva cu un discurs despre țară, despre iubirea de România, despre popor, îl etichetăm repede drept putinist și legionar. Cum spui o vorbă din suflet pentru România, ajungi imediat pro-Putin. Nu mi-aduc aminte ca Putin să fi vorbit ceva despre România, și astfel să-l punem acum chezaș pentru ascensiunea lui Georgescu mi se pare o mârșăvie și o idioțenie să-l faci pe Călin Georgescu putinist și legionar. Ia, Iuria. E ca și cum mai întreba pe mine dacă îmi place de Victor Orban. Sigur că îmi place, pentru că mă uit la el ca la un bărbat care face chestii extraordinare pentru nația lui. Trebuie să discutăm despre oameni în contextul în care își fac treaba. Călin Georgescu n-a fost o excepție în judo dar l-a practicat însă cu seriozitate, a ieșit și vice-campion național pe la juniori. Acest sport l-a format însă, l-a ajutat să devină om. Pentru că acelul două din denumirea judo înseamnă educație.